Domnului că suntem și în seara aceasta la această părtășie, la acest timp binecuvântat de Dumnezeu și vrem să stăm înaintea Domnului cu mulțumire. Vreau să citesc câteva cuvinte din Ioan, din capitolul 12, chiar de la versetul 1, cuvântul Domnului spune în felul următor: cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. În seara aceasta suntem aici la această părtășie și vreau să subliniez câteva lucruri, având în vedere că sunt câteva zile înainte de sărbătoarea aceasta care se sărbătorește aici în Europa, la noi, mai mult în zona aceasta unde suntem noi, cred că și la dumneavoastră, în Spania și prin alte țări. Noi nu avem treabă cu datele, noi nu avem treabă cu perioadele, ci noi avem treabă cu esența. Noi ceea ce vrem să facem, vrem să stăm înaintea Domnului în zilele acestea, într-o atmosferă de mulțumire, de recunoștință, într-o atmosferă în care, așa cum spune cuvântul Domnului aici, cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îi înviase din morți. Iisus este aici, la această părtășie. Și noi suntem în seara aceasta împreună cu Iisus, pentru că acolo unde este Iisus sunt și cei care au fost înviați. Noi, fiecare dintre noi, eram și noi morți în păcatele noastre, în fără de legile noastre, și Domnul Iisus Hristos ne-a dus la viață prin această lucrare, prin jertfirea Lui, prin moartea Lui și apoi prin învierea Lui. Ne-a dus pe fiecare la viață și noi nu putem sta indiferenți. Acolo unde este Iisus sunt și cei care i-a adus la viață. Și în seara aceasta, cu toții care suntem aici, suntem motivați și mă face să cred că cu toții am avut parte de această înviere, de această chemare sfântă din morți. Și acolo unde este Iisus, suntem și noi. Acolo unde merge Iisus, mergem și noi. Nu putem lipsi. Cuvântul Domnului spune: acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Și noi în seara aceasta suntem la această masă binecuvântată, la această părtășie. Suntem aici pentru că Hristos ne-a înviat din morți. Pentru că eram exact așa cum era Lazar. Spune cuvântul Domnului că de 4 zile era și spunea, mirosea greu. Fiecare dintre noi miroseam greu. Nu mai era, omenește vorbind, nicio șansă pentru noi, nicio soluție. Dar Domnul nostru Iisus Hristos s-a coborât la noi și pe fiecare ne-a chemat pe nume, așa cum l-a chemat pe Lazar. Lazare, vino afară! Pe fiecare pe nume ne-a chemat și noi suntem în aceste momente, la această părtășie, cu mulțumire, cu reverență, stăm înaintea Domnului și mulțumim Domnului. Ceea ce este foarte important este că aici avem acest tablou în fața noastră și din toată inima îmi doresc ca și noi să stăm cu aceeași mulțumire. Eu cred că Lazar stătea acolo la această cină, la această masă. Cuvântul Domnului spune, acolo i-au pregătit o cină lui Iisus. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Și dacă vreți să ne imaginăm cum stătea Lazar la masă, cu atâta bucurie, cu atâta recunoștință, stătea acolo și cred că inima lui trăsălta de bucurie.
Și noi în seara aceasta suntem la această părtășie. Oare cum este atitudinea noastră? Și așa cum spunea fratele Năluțu, ne dorim atât de mult să fie o atitudine de mulțumire, de recunoștință, să realizăm faptul de unde ne-a chemat Dumnezeu pe noi, de unde ne-a chemat Domnul Iisus Hristos. Și apoi, în al doilea rând, vrem ca în zilele acestea, în mod deosebit, cei din jurul nostru să vadă noi această stare de mulțumire, de recunoștință, această stare de sărbătoare. Și acest lucru să aibă un efect și în viețile celor din jurul nostru. Vrem să fim niște oameni, exemplu, niște oameni care lumea să privească la noi și să privească la noi ca și o minune. Oameni care Dumnezeu ne-a dus la viață, era mort și ne-a dus la viață. Și cuvântul Domnului spune în versetul 9, o mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Iisus, și ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Noi suntem acei oameni care trebuie să stârnim curiozitate. Suntem acei oameni care suntem niște puncte de repere. Cineva care se uită la noi și care ne-a cunoscut cum eram în trecut, ce fel de oameni eram, răspândeam în jurul nostru o mireasmă, răspândeam în jurul nostru ceva urât, eram oameni care trăiam în păcat, trăiam în întuneric, faptele noastre erau urâte, noi eram urâți și eram oameni care eram și făceam parte din lumea aceasta întunericului, dar acum noi suntem oameni care ne-a dus Domnul Iisus Hristos la viață și noi trebuie să răspândim, noi trebuie să stârnim curiozitate. Oamenii, din pricina vieții noastre, din pricina schimbării din viața noastră, să vină la Hristos, să vină și să fie schimbați și transformați. Și cuvântul Domnului spune, și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. De ce? Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim acei oameni care să-i conducem pe cei mai mulți la Hristos. Să fim acele puncte de repere și oamenii să vină la Hristos prin mărturia noastră, să vadă viața noastră, să fie interesați. Cum spune cuvântul Domnului la un moment dat, cred că în Vechiul Testament, să fie interesați și să spună, vrem să mergem și noi cu voi, vrem să mergem să ne rugăm și noi, să-i prindă pe iudei. Așa spune acolo cuvântul Domnului, nu știu bine, fratele Dumitru, cred că știe mai bine episodul acela, să-i prindă și să zică, vrem să mergem să ne închinăm și noi cu voi, vrem să mergem să-L căutăm și noi pe Dumnezeu, să fim acele puncte de repere. De aceea, stăm înaintea Domnului în această rugăciune, ne plecăm pe genunchi, deschidem microfoanele și vrem să fim acei oameni ca întotdeauna unde este Iisus să fim și noi. Întotdeauna când este o părtășie să nu fim indiferenți, să mergem acolo pentru că El ne-a salvat, El ne-a dus la viață, să stăm înaintea Lui cu mulțumire, cu recunoștință. Și apoi în al doilea rând și mai ales în perioada aceasta vrem să mărturisim, vrem ca tot mai mulți oameni să-L cunoască pe Domnul, vrem să vină la Domnul prin noi, prin mărturia noastră, prin viața noastră. Atâția oameni care sărbătoresc într-un mod eronat, într-un mod greșit și sărbătoarea aceasta a devenit una mai mult comercială și a pierdut esența. Noi suntem chemați ca să fim acea mărturie, să le mărturisim, oamenii să vadă viața noastră și să fie interesați de Domnul nostru Iisus Hristos. Ca și ei să fie schimbați, ca și ei să fie mântuiți, ca și ei să vină de la moarte la viață, așa cum a venit Lazar, așa cum am venit noi. Domnul să lucreze. Amin.